Conducătorii auto care vin din Ucraina la trecerea frontierei sunt scutiți de obligația prezentării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, carte verde, cu condiția să fie cumpărată o asigurare auto internă, recea, în termen de 24 de ore de la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Inspectoratul Național de Securitate Publică precizează că, potrivit prevederilor codului contravențional al Republicii Moldova pentru exploatarea unui autovehicul care nu a fost asigurat în modul stabilit, persoana este pasibilă de sancțiune sub formă de amendă de la 3 la 6 unități convenționale, 150-300 de lei, cu aplicarea a două puncte de penalizare. Pe perioada stării de urgență, persoanele posesoare de autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează dinspre Ucraina, nu vor trebui să plătească taxe pentru folosirea drumurilor. Vinietă! Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgență pe 24 februarie pe o perioadă de 60 de zile.